sunt Varga Gheorghi. Trebuie să spun și de unde, nu? Din orașul Beuș, de acolo mă retrag, din Beuș, de lângă Oradea, județul Beor. Da, am cel puțin 10 ani. Nu, 10 ani am de când ies. Mai m-am dus acasă, mai venit, mai... Nu. Dar ce m-a dus, cum să spun, m-a dus că nu am avut ce în România, după ce am terminat cu cântat, au venit manelele, au venit ăsta, o trebuie să mă duc sclugă la altcineva, să mă duc să cânt, să-mi dai bani puțin. Am zis că am renunțat, decât să pui el pe orga atâția bani, nu împărțe banii cu mine. Dacă au spus acolo oamenii, acum ai titel, ai ți-ai găsit muzicant bun, dar deja m-au plătit cu bani puțin și n-am putut trăi curentul, toate plătite și am venit în coace, că am venit că nu. Dar așa e ce s-au stricat treburile și... Na. Duceam foarte bine. Aici era bani, aici bani. La Lalo, cântam, eram văzuți exact cum e ăia de la Parlament, așa eram eu și Lalo de văzuți. Ca muzicant știam să cântăm orice cântări, afară de manele ăștia nu le-am avut atunci pe timpuri, dar cântam cântece de bar, tot ce cerea oamenii. Apoi prima dată, să vă spun cum era, eram 5 la bătrân, 5 copii. Eu eram cel mai mare. Și când am învățat să cânt, am început să cânt și eu am aveam vreo 13 ani și când, să nu zic, cam așa, 12-13 ani aveam. Și cântam la miner, mă duceam la miner acolo când luau bani. Mă umplea buzunare și țineam și familia acasă. Eu de la aveam un văr, și cu el am început și lângă el m-am deșat acolo când luam viaura mea și meream lângă el și cu el acolo până când am învățat să cânt. De mic, de la 7 ani de zile, eu tot lângă el m-am tras. Bătrânii ei făceau cărămidă. De-aia făceau, munceau cu sapa și făceau cărămidă de-aia. Și eu mai ajutam pe bătrân acolo, dar nu, era vremuri de aia, până m-am învățat. Tot cu bătrânul i-am mai ajutat, după ce m-am liberat din armată, îmi zice, am luat niște cărmide. Eu nu mai fac niciuna, deja mă duc la cântat.